Vă sper bubicesc! Astăzi episodul începe direct cu plimbarea lui Bimbo. Urmează să merg la mall, să mă întâlnesc cu Emma. După care o să mergem la niște cumpărături. Astăzi avem și antrenament, tocmai de asta ne vedem mai devreme. Ne vedem la mall! Ești aici. Bună, Emma. Ce? Ce? Vreau... Asta vorbeam acum. Prima, că îmi doresc foarte mult să găsesc ochelari din aia micuți. Doar că presupun că în mall nu o să găsesc, dar totuși o să caut. Și probabil voi fi nevoită să comand de pe net, nu-i așa? Dar hai să mergem aici. Nu mi-e piace. La băieți văd că e pe eleganțeală, nu merge să luăm da, nimic. Da, da. Mergem aici la pantofi. După aia mergem acolo, la ăia. Ghici unde se ducă. Ghici unde se ducă. O să ghicesc eu? O să ghicesc eu? Uite la astea urâte de aici. Ce drăguț! Ieri am luat o cămașă din dulapul Ștefan și am purtat-o eu. Flori! Foarte drăguț era, foarte drăguț. Acum întrebarea este de ce are Ștefan o cămașă cu plus? Păi era un pic o călărească pentru el, pentru mine nu. Voilà. Take me if you're not sure. Mamă, vreau să-mi iau pe toate, ești de bun? Emma, stai. What are you doing? Da. De care să-l iau? Doi. Doi. Nu mai e doiul. Gata, mi-am eliminat. Ale, peste? E mai ușor ăsta? Place că s-a picat așa. Gata, pungă plină, pungă plină, super. Nu ne-am ales decât cu câteva chestii de la Pupa. N-am găsit nimic interesant de îmbrăcat. Așa că o să mergem la un magazin care mie îmi place foarte mult, la Pret-a-Porter. Am pornit și ne vedem acolo. Să ne luăm hainuțe drăguțe. Trebuie să ne dăm seama unde e, că e, nu știu sigur dacă e pe aici, dar cred că trebuie să traversăm. Andrei, arată-mi, tu te rog. Preferatul colecției. Yes. Cum e costumul ăsta? Nu știu câte le-a costum. Pe bai. Mireasa colecției. Ce înseamnă mireasa? Adică cea mai bună piesă a colecției. Credeam că e costumul direct. Acum o să iau toate aceste costume minunate de baie, în cazul în care vezi niște costume superbe de baie, le găsiți aici la Pret-a-Porter. Emei îi este foame, așa că s-a gândit ea să mergem pe jos, până la Romano. Asta înseamnă, în calculele mele de om care nu știe unde se află, mult! Vedem cât avem să aduci Stefania pe trecerea de pietoni. Am un fel de fobie de străzi. Stai, trec cu tine, stai! Rămân așa. Aoleu! Am un fel de fobie de străzi. Nu știu exact ce este, că nu-i fobic. Dacă era fobic, cred că le ieșeam dacă puneam piciorul pe stradă. Dar îmi este frică să traversez singură. Trebuie să traversăm sau ceva? Cald. Încă m-am plâns prea mult de căldură și de mers, s-a gândit să mă oprească la o terasă și să mâncăm ceva.
la sală, dar după ce am mers atât și am mâncat, sincer, îmi vine să dorm și am găsit și o oiță aici. Să înceapă distracția. Foarte antrenament, mai mult am lenevit. Ziua de astăzi se termină aici. Vă sper pupice și vă mulțumesc că ați fost aici. Ne vedem mâine în următorul episod de Daily Vlog.